Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nord, în rac. Etalare pentru decembrie 2020. După cum vedeți, ia să pun oblițul se vadă mai fain, mai strălucitor. Ați primit mesajul, energia generală este 11 de apă. Emoții și intelect. Trebuie să vă echilibrați emoțiile și intelectul. Gândurile și emoțiile, adică. Probabil că, nu probabil, sigur, Asta, dacă ar fi să mă raportez și la astrologia vedică și la anumite poziții planetare în anumite grade ale semnului Racului, unii cu marcaj în semnul Racului, aveți tendința să analizați, să gândiți, da, da, vorbim de gândire la raci. Da, vorbim pentru că am zis din punct de vedere vedic, există această tendință de a de a de a vă face griji în avans pentru niște lucruri și în momentul în care vă faceți griji în avans în momentul în care vă faceți griji în avans, manifestați acele griji, acel stres de ce zic asta? Pentru că la capătul setului de cărți aveți percepții iar o chestiune de mental de un mental negativ, ați avut niște percepții ciudate, sumbre negative despre o situație eventual la un drum sau o comunicare cu cineva, asta pentru că văd un arc și îl văd pe Horus însă... Mm, da, pentru că este patru de foc, care, în general, patru de foc, patru de bâte, reprezintă pentru unii, nu pentru toată lumea, uh, flăcările gemene, ați avut percepția, impresia că aveți de-a de face cu flacăra voastră geamănă. Însă... Ei, din cauza asta, ați ajuns la niște experiențe negative, o să vedeți. Uh, niște decepții. Însă apare... Înțeleptul. Înțelepțiți-vă în legătură cu contractele pe care le manifestați în viața voastră și contracte înseamnă și partenerul de zi cu zi sau de lungă durată, da? Casa șaptea. E numărul șapte. Înțelepțiți-vă acolo. Acolo trebuie să vă găsiți lumina. Să observați și să înțelegeți lecțiile. Pentru că iar aveți lacrimi, Undeva, într-un fel sau altul, intuiția voastră v-a păcălit în legătură cu ceva. În legătură cu ceva. Um, ați trăit, unii dintre voi, niște emoții negative și până nu, nu iertați și nu reușiți să schimbați perspectiva și percepția despre ceva anume, nu pot să vă zic eu pentru că e talare colectivă și aș da prea multe exemple și aș zăpăci prea mult lumea, E o chestiune din trecut. Emoții negative. Trebuie să le depășiți. În momentul în care ajungeți la emoții pozitive, manifestați lumina în relațiile cu partenerii voștri. Asta pentru că în ultima experiență sau ultimele experiențe au fost oarecum triste. Triste, puțin spus. Cartea e destul de neagră. Din acest motiv a venit această acest mesaj, că trebuie să vă echilibrați emoțiile și mintea. Analizați când trebuie, simțiți când trebuie, intrați, faceți un pic de meditații ca să vă exersați acest echilibru și să vă eliberați de niște stări. Ia uite. Și emoțional, că am vorbit de percepții și de, da? de percepții de intelect, și emoțional, eliberați-vă de aceste emoții negative, da? Și mental. Sunt niște lacrimi de care trebuie să scăpați. În momentul în care scăpați de aceste lacrimi, puteți să manifestați adevărata flacără voastră geamănă, adevăratul vostru suflet perechi. Deși sunt multe suflete perechi, nu este doar unul, dragii mei. Sunt suflete perechi care ne aducă experiențe negative, pozitive, depinde ce s-a întâmplat cu noi, cu voi, la un moment dat în trecut. Și vorbind de decepții, pentru că în timp ce am amestecat cărțile pentru etalarea generală, s-a împărțit setul de cărți în două, așa fac când amestec uneori, amestec în multe feluri, și s-a împărțit în trei de spade, decepții, rană sufletească și șapte de monede care a vrut să se arate de două ori. Um, o situație, nu musai semn de pământ, nu musai. E o situație în care a stat în așteptare. Șapte de monede asta înseamnă. Și această așteptare va a dus către. Această așteptare a fost lecția voastră, că vorbim de Saturn, că vorbim de șapte, da? A fost lecția voastră să fiți atenți în cine vă investiți emoțiile și gândurile. Faptul că s-a alăturat acestei cărți trei de, de spade înseamnă că ceva n-ați învățat. Și din cauza asta ați suferit. Urmează să vă găsiți echilibru ca să vă înțelegeți și lecția pe deplin. Știu că sună ciudat, poate vă supărați că dau sfaturi, dar de-aia sunt aici ca să descriu niște cărți. Niște. Prima carte care a vrut să se arate este 8 de băte. Nevoia de comunicare, comunicare la distanță, poate chiar o călătorie la distanță. Cu cine o fi această comunicare, voi știți. E o comunicare plină de patos, eventual și de erotism pentru unii. Dar nu o fi pentru toată lumea, e nevoia de călătorie. Vreți să călătoriți peste o apă cel puțin să vă întâlniți cu cineva. Copt înseamnă transformare. Da? Să transformați o situație. În continuare s-a mai arătat 3 de monede a doua oară, repet, valetul de băte și 6 de cupe. Un personaj din copilărie, dintre prietenii voștri, din tinerețe, din cartier, de pe undeva, de pe lângă casă, un personaj cu care ați simțit că aveți o comunicare, ați și ați simțit voi, aveți o comunicare profundă. Da? Uh. În legătură cu acest personaj, ați rămas oarecum în așteptare șapte de monede. Ei au încercat să comunice, într-un fel, din când în când, cu voi, poate și voi cu ei. Însă comunicarea a fost oarecum imatură. Uh, valetul de bute este... a fost, într-adevăr, este atracție între voi doi. Dar ce simt în acest moment? Uh, simt că există o doză de imaturitate. Mai ales pentru că în această carte apare... Uh, un băiat, un tânăr, din partea băiatului, bărbatului, ar fi această, nu obligatoriu evident, această imaturitate emoțională și, să zic, mentală. În ce sens? Că felul în care gândim despre cineva și despre ceva, ne determină emoțiile, emoțiile, acțiunile și tot așa. Probabil că au fost ei, așa zic eu, probabil au fost ei prea concentrați pe latura lor sexuală, pe atracția care este între voi doi și mai puțin pe ce puteți să construiți. Și din acest motiv a trebuit să așteptați, mai ales voi, dacă sunteți doamne, deși nu obligatoriu, dar mai ales voi, așa simt, că a trebuit să așteptați. Dar, repet, aceasta este lecția lui Saturn, șapte, șapte de monede, Trebuie să învățați să aveți grijă în cine investiți emoții și gânduri. Și tandrețe. Și evident și această atracție cum o manifestați, dacă merită sau nu merită. La capătul setului de cărți, marle preot, iar trei de spade se arată, justiția, cavalerul de spade, ia uite, regele de cupe sunteți voi aici, așa vă simt pe voi. Regele de cupe, iau uite, în spate, decepții mari, răni, răni imense, stres. Da, vi se atrage atenția că trebuie să vă echilibrați emoțional și mental. Ați trecut prin niște traume foarte mari. Și totuși, vă doriți acum să comunicați în echilibru, să faceți justiție într-o situație care v-a decepționat. Această decepție ține de un contract. Poate să fie la locul de muncă, dar contractul poate să fie și o legătură spirituală între voi doi. Adică, ce înseamnă legătură? Și nu spirituală, greșesc. De fapt, nu greșesc, m-am exprimat greșit. Am o altă viziune după atâția ani de tarot despre Marele Preot. Nu e legătură spirituală, este o legătură încheiată la biserică. Această legătură încheiată la biserică poate să fi fost făcută într-o altă viață și să vă simțiți în continuare legați de cineva care în în această viață vă aduce decepții. Și trebuie să vă regăsiți echilibru, justiția, să vă separați de acest personaj. Nu dau zodii, pentru că nu, vreau, nu mai vreau să dau zodii. Uh, pentru că zodiile variază. Puteți să aveți soarele undeva și să manifestați ascendentul sau luna. Contractul, evident că poate să fie și la locul de muncă, dar în mod special, pentru că văd totuși o legătură de suflet, a fost o trădare, o trădare profundă. V-ați simțit neînțeleși, n-ați putut să manifestați ceva, ceva. Și asta a fost ca să vă treziți voi la o nouă spiritualitate, să schimbați energiile, percepțiile despre care am vorbit, da? Și să vă treziți voi la ceva nou. Au fost și niște secrete și secretele acelea au amplificat starea voastră de stres, da? Stres și dramă și senzația de trădare, pentru că dacă nu înțelegeți personaj, dacă personajul nu comunică sau nu aveți posibilitatea să fiți unul lângă celălalt, asta i apar confuziile și o grămadă de lucruri neplăcute. Hai să mai amestec o dată. Sper că ați înțeles din ce am zis ceva. Răcușor, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Și răcușoare, decembrie 2020. 3-o, oh, spânzuratul. 3-o, oh, iar apare. Eh, a zis o aventură care nu prea a mers pentru unii. O situație. 3 de spade. Iau-te cum revine. 7 de monede. Puterea. 4 de spade. Turnul. 3 de monede. Și cavalerul de cupe. Da. Da, da. da, La capătul setului de cărți. Ce avem aici? Asul de bâte. Posibil blocați pe cineva un semn de pământ sau un semn de pământ vă blochează pentru că sau poate două, patru de bâte, nu, de monede iaute. Taur, alt semn de pământ, există nu nu e obligatoriu, poate să fie și fecioară, poate să fie și capricorn, poate să fie oricine, nu musai semn de pământ. Of, tot am zis că nu mai dau semne. O persoană încăpățânată, destul de materialistă, destul de fixistă în niște idei, care va crea o stare de confuzie. Poate ați și -ați avut fantezie unul față de celălalt, ați visat cu acest 10 de cupe, eu îl simt că a fost un, un ideal, pentru că este urmat de păcălici și de lupte. Uh, a fost o situație confuză. Uh, ei probabil că aveau uh, opțiuni, poate că aveați voi opțiuni, ceva, ceva nu, nu era în regulă. Pe de-o parte, repet, erau niște șabloane, niște tipare și nu puteau să depășească aceste tipare. Iată, amândoi stau pe tronul său, nu vor să iasă, să acționeze, să se poarte într-un anume fel. Și s-a blocat, se blochează. Vă doriți eventual ceva nou. Nu musai cu un semn de pământ. Dasul de monede înseamnă o dorință, dorința unei relații practice, de lungă durată, stabile, valoroase, în care sunteți apreciați, în care apreciați persoana dragă, da? Vă doriți ceva nou și până una alta, până vin acest as de monede, blocați un trecut, un trecut care, nu știu, s-a desfășurat așa, nu... A mers în împiedicat. A fost un, mers, un mers împiedicat în, aceaste, în, aceste situații. Zic împiedicat pentru că văd și spânzuratul care este ținut de picioare. Spânzuratul, casa 12 dezamăgiri, asul de băte. O aventură cu cineva. Poate că pentru voi n-a fost o aventură. A fost o aventură pentru ei. Pentru cine a fi fost? Acest început, această posibilitate, oportunitate, s-a lăsat cu dezamăgire, s-a lăsat cu lacrimi, cu răni, și asta pentru că nu s-a putut dezvolta. da? Deci, de la astfel de bătei, ați trecut la spânzurat. În loc să mergeți 2, 3, 4, 11.000 de bătei, exagerez evident acum, ați rămas împiedicați unul dintre voi. Și din cauza acestei stagnări, s-a ajuns la lacrimi. A trebuit să clarific de ce s-a stagnat, dar deja am spus multe și vreau să mai am multe de spus. Niște dezamăgiri. Niște lucruri necunoscute. Asta pentru că este spânzurat o casa 12-a necunoscutului. N-ați știut niște lucruri, n-ați știut, n-ați înțeles de ce nu poate avansa acest as de băte către mai mult. Pentru că Um, a intervenit egoul, pentru că a intervenit egoul într-un mod subtil și a dus la o separare turnul. În prezent aveți șapte de monede, iar a revenit puterea și patru de spade. În prezent ați învățat, sper, slavă Domnului, că ați învățat să fiți precauți. Foarte precauți. Și să vă rețineți pentru că aveți nevoie de vindecare, patru de spade. Aveți nevoie de echilibru, am vorbit de echilibru între emoții și intelect. Aveți nevoie să vă puneți gândurile în ordine, să meditați, să creșteți un pic spiritual, un pic, un pic mai mult. Doamna ajută cât mai repede pentru că vin vremuri foarte intense și foarte grele și aveți nevoie de, de putere, de energie fizică și spirituală. Ca să luați deciziile cele mai bune. Nu trebuie să rămânem în aceste decepții, nu trebuie să rămânem împedicați și nici dependenți de, de confort, de relații care nu avansează. În prezent, eventual. Hmm. Unii dintre voi vă luptați cu ego-ul cuiva. În continuare vă e o luptă. În continuare e luptă. Dar lupta asta deja se pune dintr-o altă perspectivă. Deja sunteți conștienți că în această luptă voi trebuie să vă concentrați pe vindecarea voastră, pe creșterea voastră spirituală. Dacă mai revine egoul celor din trecut care v-au rănit, tratați-l cu compasiune, cu înțelepciune, asta că am văzut și înțeleptul, și dați-vă timp să gândiți de fiecare dată când revine acel ego al vostru sau al lor. Pentru unii, așa, un mesaj foarte simplu. În prezent aveți pe cineva cu marcaj în semn de pământ, marcaj în semnul leului și în semn de aer. Dar cel cu personajul cu marcaj în semn de pământ vă pune în așteptare, cel cu marcaj în semn de aer... Vă cheamă la meditație, vă, vă, vă cheamă la contemplare. Deocamdată nu trebuie să acționați în această direcție, deocamdată, în prezent, până nu vă vindecați de acest trei de spade din trecut. Când o să vă vindecați de acel trei de spade, atunci veți putea acționa. Personajul cu marcaj în semnul leului. Ați putea să aveți, poate și voi aveți acolo planete, o colaborare intensă. Ați putea să fiți puternici. Dar, repet, depinde de percepții, de perspectivă, de cum reușiți să vă vindecați de trecut și voi și ei. Și ei. Asta pentru că apare... Poate unii chiar aveți... Nu știu de ce, poate cineva îmi confirmă, de ce simt și semnul peștilor. Undeva în trecut, legat de această rană și decepție. În viitorul apropiat, să zicem, apare turnul, apare trei de monede și cavalerul de cupe. În sfârșit, cupe. În sfârșit, reușiți să vă liniștiți gândurile și să vă apropiați de latura voastră naturală. De emoțiile voastre care vă caracterizează, dar de-abia după ce vă separați și începeți restructurarea într-o direcție, eventual aveți o revelație în legătură cu decepțiile pe care le-ați avut, cu luptele de putere între voi și cineva și cineva. În momentul în care apare această revelație totul se dărâmă și începe reconstrucția trei de monede. Pentru unii ar putea să fie o situație la locul de muncă, dar dacă trebuie să vă schimbați jobul, dacă ceva nu merge la locul de muncă, nu intrați în panică, nu acționați în pripă, cum am zis la patru de spade, dați-vă de fiecare dată timp să gândiți, pentru că aveți șansa să vă reconstruiți într-o nouă direcție și nu doar atât, în noul job sau, eu știu, noua direcție, veți avea timp și de emoțiile voastre, cavalerul de cupe. Ia să vedem ce mai simt. Hai să le iau acum pe vertical. Cavalerul de cupe merge spre bine. Asta probabil că va fi undeva după ianuarie. După ianuarie merge undeva, începe să, începe să se vindece, ca asta înseamnă cavalerul de cupe, un consilier. Dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva sau pur și simplu voi vindecați, pentru că este sub cartea vindecării, voi vindecați, începe să mergeți către adevărata voastră flacără geamănă, patru de bâte, asta ca să vedeți totuși niște cărți mai frumoase în viitor. Și apare și faetonul, prindeți energie și se creează oportunitatea de a vă urma destinul. Că asta face faetonul, își urmează steaua, destinul, constelația. Dar, ca toate lucrurile să meargă în favoarea destinului vostru, trebuie să renunțați la responsabilități, dacă acestea înseamnă o relație care vă ține pe loc, care vă epuizează sau un job, va trebui să renunțați și să renașteți. Prin ce ați trecut este doar puțin. Urmează să mai treceți. Este greu cu Saturn și Pluto și Jupiter în opoziție cu Soarele vostru. Nu zic că a fost ușor. Dar dacă aveți planete în leu, va continua această greutate asta pentru că a apărut central leul, da? Dacă aveți mulți raci au planete în leu, lună, Venus, opoziția care se va crea în vârstător Saturn și Jupiter și alte quadraturi care vor fi la anul, foarte intense, transformarea continuă, reconstrucția continuă, să dea Domnul să continue înspre vindecare, înspre spiritualitate și nu în dependență de sistem. Sper să înțeleagă cineva că încerc să mai transmit una alta cât pot de subtil. Da? Să învățați să alegeți uh, integritatea. Nu că n-ați fi integri, dar mare grijă cu ce primiți din jur, din mass media, cu influențele care sunt în jurul nostru foarte puternice. Haideți să mai vedem alt mesaj. În trecut, acest spânzurat. Șapte de monede și turnul. Niște lucruri necunoscute, neînțelese, în legătură iar, pentru unii, cu un semn de pământ. În legătură cu un semn de pământ. N-ați înțeles niște lucruri. Lucrurile au stagnat și spânzuratul și șapte de monede stau pe loc. Primul e legat ca să-și recapete credința, lumina, conectarea la divinitate, prin rugăciune, prin vise, prin diferite tehnici de meditație, yoga, Celălalt e, stă pe loc pentru că a muncit și e obosit, nu mai poate. Da? Ei, deci în niciun fel, cum aș citi, în trecut ceva nu a mers. Din acest motiv apare turnul. Da? A apărut deja pentru unii turnul. Uranus pentru unii, pentru alții Pluto, pentru alții Saturn, această prăbușire. A unui sistem de valori, interesant cum vine, da? Unui sistem de valori, că sunt șapte, șapte, șapte planete, vorbim de, plan de valori, un sistem de valori s-a dărâmat la un moment dat. Dar, dragii mei, mare grijă, dacă s-a dărâmat sistemul de valori, rămâne acesta. Aici este sistemul adevărat de valoare, de o valoare specială, de o valoare specială. Încerc să mi-aleg cu grijă cuvintele ca să înțeleagă eventual și unii oameni anumite lucruri. În prezent 3 de spade, puterea și 3 de monede. Încă vă luptați cu mândria voastră. O, oh, da, e mândria voastră. Mândria voastră a fost rănită într-o relație. În această situație, mândria voastră a fost rănită. Și aici este puterea. Să vă ridicați din această rană și să vă reconstruiți. Da? Vedeți cum vine după acest după acest răsnet. Vedeți cum vine. Nevoia de a munci, dar într-o altă formă. Dacă prima a fost o, o formă rigidă. A doua construcție va trebui să fie mult mai creativă și conectată la divinitate, pentru că sunteți sub o polă a unei catedrale, a unei biserici. Da? Ceea ce veți reconstrui în voi, în relațiile viitoare, va trebui obligatoriu să fie într-o legătură profundă cu Dumnezeu. Altfel nu va merge, altfel veți experimenta iar trei de spade, de nu știu câte ori. De am zis, dacă sistemul de valori în care a trăit a fost bazat pe stabilitate, că știm, rați au nevoie de stabilitate, schimbați-vă sistemul și acela să fie prin Dumnezeu, prin credință, prin spiritualitate. În momentul când veți crea și vă veți domina acest ego. Veți putea crește. Viitor apare o oportunitate, o oportunitate, o inspirație, o idee. Apare. Care v-ar putea da șansa să vă vindecați, pentru că pentru mine cavalerul de cupe înseamnă un vindecător. Patru de spade, am mai zis, este cineva care își calmează mintea, se vindecă de decepțiile anterioare, își ia timp suficient să mediteze și să contempleze până manifestă adevărul, asul de spade, noul adevăr, da, după noul sistem, acela adevăr, da, zice adevăr, adevărat, care nu are legătură cu banii, cu nevoia de stabilitate, ci vă reprezintă așa cum sunteți voi sau așa cum ar trebui să fim toți conectați la spiritualitate. Știu că sună ciudat la etalările, dar am niște lucruri de transmis. Nu, nu simt uh, acum uh, nevoia de a vă îndemna în cine știe ce aventuri, cât mai ales în reconstrucția voastră, care este foarte importantă, a tuturor, nu doar a noastră. Și să nu uitați că orice alegere o faceți, să vă păstrați integritatea și să nu vă lăsați forțați de nimeni să vă impună ceva. Aș vrea totul să clarific. Hai totul să clarificăm. Trei de spade. Trei de spade. Ceea ce -a, cea decepție mare, mare din trecut. Eventual, în prezent, personajul care v-a decepționat, cu care ați avut aceste lupte, să încerce să colaboreze cu voi. Haideți să vă mai dau o variantă, da? Însă voi vreți ceva nou. Vreți ceva, nu mai vreți lupte, vreți să fiți cu mintea clară. Și să împărtășiți de la suflet la suflet ce aveți voi de împărtășit. Nu mai vreți lupte. Și, de fapt, în asta constă puterea. Da, compătimiți-i, compătimiți-vă și pe voi, aveți milă și de voi, iertați-vă și pe voi, că asta înseamnă putere să ierți. să îngânzești fiara și, uite, așa puteți să manifestați altceva. Neutro, nouă lume. Trei de spade, a? Iată, interesant. de să pare chiar a fost să se arate iar. A fost o situație la distanță. Probabil că a fost la o mare distanță unul de celălalt. Pentru unii dintre voi, personajul care va dezamăgi să aibă planete în semne fixe, leu, taur, vărsător sau scorpion. Dar trecând peste asta, că poate să fie oricine. Este un capitol care trebuie încheiat și în momentul în care încheiați această lecție, că tot am vorbit de atunci de lecție, Deveniți puternici. Nu mai vă manifestați această luptă cu egoul vostru cu egoul lor, da? Deveniți puternici, creșteți. Și puteți să vă reconstruiți. Dați înapoi sau aduceți-vă aminte ce am spus mai devreme. E o situație la distanță, peste hotare. Încheiați acest capitol ca să începeți o nouă lume. Lăsați în urmă șase, da? Lăsați în urmă stresul emoțiile negative, că vorbim de emoții și intelect, și manifestați curaj în, ia uite, cavalerul de băte, în renașterea voastră, ia uite, judecata, judecați corect și ascultați-vă intuiția și fiți atenți că vă, veți fi chemați. Veți fi chemați de îngeri într-o nouă direcție. Doar dați-vă pace, pentru că dacă e gălăgie, dacă vă luptați cu ego și nu e liniște, nu veți auzi această chemare. Pentru cine vrea să înțeleagă ce vreau eu să zic acum. Sper să mă înțeleagă măcar o persoană. Din seria cărților intime a vrut să se arate, mă special, diavolul, tentațiile sexuale. Pe cu fi capricorn pe mine asta nu mă interesează. Pe alții da, că e semnul vostru opus. Și în general țineți minte, opușii nu se înțeleg. Vă zic din experiență. Eu cu semnul opus, cu soarele, nu neapărat. Dacă ai soare opus luna e ok. Dar soare opus soare, Merge la mine, nu merge, nu știu la care merge. Am văzut multe cazuri. În fine, că-i diavol, că e săracul capricorn, nu or fi toți cu coarne, hai să fim serioși. Dar e o tentație. O obsesie sexuală a cuiva față de voi, a voastră față de cineva. Dar, repet, această obsesie va crea iar trei de spade, dezamăgiri. Dezamăgiri Cinci de monede. Cinci de monede e un, uh, o stare de sărăcie. Da, vă mai întâlniți, vă mai pupați dacă ați reușit să vă pupați, dar nu puteți. Uh, nu, puteți să manifestați altceva. 5 și 4, iar patru stagnează. Patru de monede, cinci de monede. Stagnează niște. într-o plictiseală, o plictiseală. O o... Da, e ceva, ceva n-a mers acolo. Aș mai spune multe, dar deja timpul a trecut. Sper că înțelegeți cât de tot ce transmit. Cine nu înțelege poate să dea mai departe, să asculte alt canal, să asculte o muzică, să facă ce-o vrea. Haideți să vedem rac. Rac soare, lună, Venus, să ascende nodul nord rac. Oh, decembrie 2020, ce energia sexuală dintre voi și cine vreți voi. Sau poate și cine nu vreți. Oh, șase de monede. 4 de cupe. Oh, ai măracilor, 4 de monede. ce mm. Ceva fumi? Ia să vedem. Asul de spade. Vă des Ah, da, măcar aici. Măcar aici, doamne, ce bine. Fu. Fu. Da, că asta nu, nu mă încântau prea mult. Dar la capătul setului de cărți e mai frumos. E mai frumos. Doamne ajută. În prezent aveți acești șase de monede. Așteptați, încă așteptați pe cineva. Patru de cupe. Apare tentația. Apare... A, ah, interesant. Interesant. Șase de monede. Central, patru de cupe, vedeți și voi, explică, exprimă o tentație. Am văzut diavolul pe femeia îmbrăcată în roșu, decoltată, plină de pasiune, încearcă să atragă atenția cuiva. Cineva care e îmbrăcat negru. Nu știu de ce acum mă gândesc la un doliu. Poate să fie un doliu emoțional sau poate o stare, stare aceasta negativă, percepțiile astea negative pe care unii le preluați, că na, sunteți rași, preluați și voi multe. Personajul se uită în trecut. Ah, interesant, dacă sunteți voi și același personaj, că văd că e roșcată, dar nu e obligatoriu să fie roșcată, vine și vă tentează, personajul pe care l-ați așteptat și nu a venit, v-a lăsat așa într-o stare de dor, de poftă neîmplinită, așa simt, așa citesc. Acest personaj posibil să revină cu o împăcare, patru, știți cum e, 4, și apare trei de cu pe jos. A este undeva în sus, în cer. Ceva e pe aici, pe undeva. Încă mai simțiți atracție, dar trebuie să învățați să tăiați, e o foarfecă, da? Să tăiați această atracție, pentru că atracția asta vă ține în trecut. Vă ține în trecut. După patru de cupe, apare patru de monede, iar patru. Iar energie fixă. O stare de plictiseală. Ceva nu merge. Dacă dați șansa acestui personaj, veți reveni la acele discuții pe care le-ați mai avut. La. Pff, nu știu, ceva nu o să meargă. O să apară plictiseala între voi. Așa simt fi deja această plictisteală. Spuneți-mi. Dar patru de cupe nu nu exprimă totuși foarte multă pasiune? Nu exprimă prea multă pasiune. Pentru că în patru de cupe pe care l-am văzut și mai devreme cel care stă pe tron, pe scaun, în acest caz, nu vrea să ofere. Da? Ceva nu merge, ceva nu merge. Și dacă nu merge, dragii mei, ce mă bucur că au venit aici cărți mai frumoase, m-am cam lungit acum. Dacă nu merge, tăiați legătura. Tăiați aceste legături karmice, pentru că. Suntem la sfârșit de 2020-2021, am zis, eliberați-vă de sisteme, de gânduri, de tipare. De, de eliberați-vă asul de spade, găsiți-vă asul de spade, dați-vă timp de gândire. Iar 4-4, mai aveți un 4 aici, am mai fost și mai devreme. În momentul în care vă eliberați, vă puteți întâlni cu sufletul vostru pereche adevărat, cel lângă care vă puteți atinge și cu sufletul, nu doar cu trupul, cel care vă își oferă sufletul, da? Ia uite, cavalerul de cupe, ia a doua oară, apare cavalerul de cupe, am zis mai devreme, dați în urmă, cavalerul de cupe merge, fai, nu sunteți voi aici, merge în momentul în care se eliberează de responsabilități, de carme, de ce -o mai fi, unde l-am pus? am clarificat. Mergea către patru de bâte, da? Către sufletul perechei adevărat. Da? Și adevărat este confirmat de stea. Mergeți către destinul vostru. Cu fi un alt semn de apă, posibil pentru unii. Foarte posibil. Sau cineva cu marcaș care va atinge luna voastră sau luna lor atinge o altă planetă, Venus, eu știu ce aspecte frumoase se pot face între voi, harta voastră și harta lor. Dar până nu vă eliberați. De cei care v-au legat, și nu vorbesc de farme dragii mei, nu, ne legăm singuri, mental. Da, apare și aici foarte ca. Și cine descrie aici ca altceva, nu. Reșește. Cartea asta înseamnă dezlegare. Aveți o inimă frânte și aici, da? Și stați prea mult, prea mult ancorați în această decepție. Scoateți cu Tăiați-vă aceste legături. Voi, voi puteți. Pentru că asul de spade înseamnă cuvânt, înseamnă manifestare. Înseamnă să spuneți, să vă spuneți că vă dezlegați și să și practicați acest lucru. Prin noul sistem despre care am vorbit. Pentru cine o înțelege? Că nu pot să spun anumite lucruri, dar încerc prin cuvinte simple să transmit ceva. Vă doresc, dragii mei raci, o nouă dragoste. O dragoste adevărată, așa cum meritați, da? Dragostea aceea care vă este predestinată, destinată, pentru care sunteți dispuși să luptați șapte de, de bâte și cu care puteți crește, da, vă puteți bucura de toate și senzații și sufle la sufle și puteți crește spiritual. Și să lăsați în urmă lacrimile, dezamăgirile, turnul, trădările, da, triunghiurile amoroase. Mergeți către cineva care, într-adevăr, vă apreciază și da, ideea e să vă apreciați unul pe celălalt. Cam asta e. Vă pup. Sper că ați înțeles. Dacă nu mai ascultați odată, dacă nu ați înțeles, ascultați în altă parte. Oricum vă îmbrățișez că vă că meritați, că aveți inimioara frântă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau!